Salut, sunt Andreea Vasile și vă aștept cu drag la cursul de actorie de la Dallas Go. E foarte important cursul ăsta pentru meseria mea de actriță și nu numai pentru mine ca om. Cred că nu poți exista ca actor fără să fii curios și fără să fii dornic să înveți lucruri noi. Fiecare în parte are un univers, un fel de a vedea lucrurile, un fel de a asimila lucrurile, care pentru mine e extrem de interesant. E munca mea de zi cu zi, pentru că prin ochii lor redescoper pasiunea asta în fiecare zi de a reînvăța lucruri noi, de a te lăsa uimit de ce se întâmplă, de a te lăsa într-o situație pe care tu nu ai mai trăit-o. E o situație pe care o ai la prima mână, pe care ți-o dă cineva cu care nu te-ai mai confruntat sau cu care te-ai confruntat, dar pe care ți-e foarte greu să o dai mai departe. E greu să fii vulnerabil. E greu să te lași descoperit în fața oamenilor care te privesc, dar e parte din meseria asta. Ce mi-ar plăcea să cred e că pleacă cu mai mult curaj, pentru că din momentul în care se înscriu la cursul ăsta, mi-e foarte clar că sunt oameni dornici să experimenteze situații pe care nu le-au mai trăit. Ce mă interesează pe mine în cursul ăsta este să capete curaj, curajul de a te arăta așa cum ești, sau de a arăta o parte de viață care uneori poate că nu e plăcută, poate că a fost traumatizantă într-un anumit punct al vieții tale, și să ai curajul să o arăți exact așa cum e, că despre asta e vorba în teatru. De multe ori uiți cum e să te joci și cred că oamenii redescoperă în cursul ăsta sau la cursul ăsta, descoperă această bucurie de a te juca, de a-ți da voie să trăiești situații felurite, colorate, personaje care n-au nicio legătură cu tine, dar pe care te bucuri să le joci. Și cred că ăsta e punctul forte. Nevoia de a descoperi, de a te juca și, de ce nu, dorința de a căpăta acest curaj nebun, de a te urca pe scenă, de a spune o poveste celorlalți și de a te lăsa vulnerabil în fața celorlalți. Unii dintre ei au jucat, ceea ce mi se pare iar foarte important. Le-am tot vorbit despre Domnica Cârciumaru, care e un director de casting foarte bun și sunt mulți care s-au înscris în baza ei de date și de fiecare dată când a avut proiecte în care a avut nevoie de oameni, i-a contactat. Ceea ce pentru mine e, repet, mare bucurie. Oamenii sunt foarte diferiți. Sunt oameni care au deja copii, care au trecut de prima tinerețe, sunt oameni care sunt la început de drum și încă nu știu ce vor să facă. Sunt oameni care descoperă foarte târziu această pasiune pentru actorie și și-ar dori să meargă mai departe. Am nenumărați oameni din cursurile anterioare care își doresc să continue, să facă ceva în meseria asta și îi încurajez din tot sufletul, pentru că mi se pare important să nu treacă viața pe lângă noi. Mi se pare important să descoperim că putem să ne jucăm la orice vârstă, indiferent de contextul în care ne aflăm, mai ales contextul actual în care avem nevoie de joacă și de joc.